De la începutul lunii februarie, programul de lucru cu publicul al reprezentanței Maramureș a Registrului Autoromân va fi modificat o zi pe săptămână. Este vorba de ziua de joi, când conducătorii auto vor putea beneficia de serviciile RAR până la ora 20. La un studiu făcut de Registrul Autoromân, s-a hotărât ca să se lucreze o zi pe săptămână și până program prelungit până la ora 20. Sunt oameni care lucrează program până la ora 14, 15, 17, în care nu pot participa la activitatea noastră și trimit alte persoane. Și pentru a evita treaba asta, am făcut să lucrăm program prelungit. În prezent, în reprezentanță, programul cu publicul se desfășoară de luni până vineri între orele 8 și 16, iar vineri între orele 8 și 13:30. Cine va dori să-și facă programare, se poate face la telefonul 0219672 sau pe internet. Șeful RAR Maramureș a declarat că măsura este posibilă prin decalarea programului de lucru pentru o anumită parte din angajații instituției.